Deci priviți cum arată acest lăstar de trandafir sau acesta. Și priviți și aici. Să fiți sigur că unde aveți afide, or să apară și furnici. Oameni buni, ați văzut afidele. Nu intru în prea multe detalii, să simplificăm cumva problema și să vă arăt exact ce vă interesează, adică o soluție prin care puteți scăpa de ele. Știți că dacă apar afidele, mai ales la pomii fructiferi, după aceea apar toate problemele, ca și la plante, ca și la zarzavaturi, și la flori, și la orice mai avem noi verde prin gospodărie. Apar furnicile și de acolo e o nebunie totală. Dar nu faceți o mare confuzie, când furnicile le aveți în pom, să știți că afidele au fost prima oară, nu furnicile. Și afidele aduc la rândul lor furnicile în pom. Așa că scăpând de afide, nu aveți nici furnici. Punct! Vreți să scăpați de afide? De acele mici insecte? Câteva soluții. Banalul oțet. Fie el alb, roșu, eu știu, galben, portocaliu, un dungi verzi, orice oțet care îl găsiți dumneavoastră pe acolo, haideți să vă spun așa, o doză la 2 litri de apă. La 2 litri de apă puteți dilua 100 și un pic de mililitri din acest oțet. Agitați bine, pulverizați și o să vedeți efectul. Nu mai spun eu ce efect o să aibă, pentru că o să-l vedeți singur. A doua soluție este acest detergent de vaste. Ferii, pur, nu facem reclamă, dar folosit în cantități reduse, la 2 litri de apă, eu știu, punem cam, nu știu, să zic așa, o lingură de ferii la 2 litri de apă. Agităm bine, pulverizăm și să vedeți ce se întâmplă. Toate afidele o să dispară. O a treia metodă. Cei mai în vârstă sunt convins că știu mai bine despre ce vorbesc. Este un săpun de casă. Mulți vă întrebați unde l-am găsit. Stați liniștiți că pe la țară mai facem. Era bun înainte. Nu mai aveam toate nebunile astea care sunt acum așa. Era tenul mai ok și părul mai sănătos. Oameni, deci acest săpun de casă vă trebuie decât un cater. Răzuiți ușor după el o lingură cu vârf, puneți în 2 litri de apă, agitați bine și când s-a dizolvat absolut tot, rezultatul pulverizați în zonele unde ați văzut acele afide. Și treaba o să fie rezolvată, dar țineți cont de faptul că odată cu ploaia, planta se va spăla și trebuie repetat. Și dacă vedeți că nu au dispărut de la prima încercare, puteți să repetați, dar nu mai devreme de 7 zile că puteți ataca acea plantă. Pentru că sigur, 100% ele apar în zonele care de-abia încep să se formeze și lăstarii nu sunt lemnificați suficient, plantele nu sunt dezvoltate suficient și nu sunt atât de rezistente și puteți face o mare, mare greșeală. Adică, dacă ați pulverizat azi, nu mai pulverizați și mâine, că riscați să distrugeți tot. Plus că nu este bine să pulverizați în momentul când este foarte cald afară, foarte, foarte cald, bate soarele. La fel, se poate produce o arsură, pentru că și în cazul oțetului, și în cazul detergentului de vase, și în cazul săpunului, în componența lor, să știți că sunt niște substanțe care pot afecta. Deci, mare grijă. Boia de ardei iute. Luați 2 litri de apă, dizolvați un pliculeț de boia în el. Apa trebuie să fie caldă, pentru că dacă nu va fi caldă, nu o să dizolve. Toate soluțiile pe care vi le spun, la sfârșit trebuie strecurate foarte, foarte bine, pentru că odată puse într-un pulverizator sau într-o pompă din această de mână sau de ce nu, chiar într-o pompă de spate, puteți să înfundați duzele și atunci, sigur, 100% vă stricați tot. Ce să mai aveți de muncă să vă reparați după ceea ce a stricat. Deci, oameni buni, acea soluție pe care v-am spus, făcută din plicul de boia diluat în 2 litri de apă, apă fiind caldă, o pulverizați în zonele unde ați văzut asta apariția celor mici insecte și sigur o să aveți rezultate. Mai sunt anumite soluții pe care sunt convins că le-ați mai văzut pe internet, dar eu aș vrea să mai vă arăt la sfârșit încă o soluție care, din punctul meu de vedere, este foarte ok și nu numai că prin aplicarea ei o să dispară afidele, pur și simplu o să ajute și planta. Pentru că vorbim aici despre cenușă. Cenușă rezultată urma arderii unor lemne luate din pădure și arse. Nu vorbim de lemne care au fost folosite, eu știu, prin construcție și care au fost tratate cu anumite lacuri, cu anumite vopseluri sau eu știu ce am mai dat noi pe lemne pe acolo. Deci, o cenușă care este curată, o luăm, o strecurăm bine și o punem într-un recipient. Recipient în care o să adăugăm apă. Deci punem apă peste cenușa aceea, amestecăm foarte bine. Lăsăm o perioadă ca să decanteze și după aceea, prin strecurare, o să rămână un lichid. Lichid care, pus în pulverizator și în care adăugăm, pentru un contact mai eficient, o picătură, două de detergent din acesta de vase sau un săpun lichid. Și pulverizăm în acele zone unde am văzut noi că au apărut acele afide. Vă garantez
că tot o să dispară. Exact cum v-am spus, să mai aplicați încă o dată undeva la 7 zile și totul este ok. Oameni buni, nu vă vorbesc foarte mult despre afide și ce fac ele, cum vin furnicile, cum vin boborâzele și atacă afidele și toată nebunia acestea, pentru că ar dura clipul foarte mult. Și am înțeles prin mai multe comentarii că dumneavoastră vreți să aflați decât subiect și predicat. Și cred că așa este și normal. V-am spus câteva dintre soluțiile pe care, dacă le aplicați, sigur o să aveți succes. Nu sunt soluții greu de făcut, sunt soluții foarte ușor de realizat. Investiție zero, puțin atenție, atenție la dozaj. Poate am uitat sau am omis câtă cenușă să puneți la acea soluție pe care v-a recomandată, eu știu, la 2 litri de apă, puteți să puneți undeva, eu știu, la 200-300 grame de cenușă. Și toate aceste soluții pe care eu vi le-am enumerat, să știți că o să vă scape de afide. Nu vreți să scăpați prin aceste soluții, mergeți la o fitofarmacie, luați un insecticid, ați dat și sănătate. Dar dacă aveți în curte 2 pomi și vreți să mâncați un fruct cât de cât ok, pur și simplu faceți ceea ce v-am recomandat eu. Stimă!